Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Investimania. Eu sunt Diana Mihalcea și vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de noi. Astăzi vorbim despre ONG-uri și despre soluțiile pe care le au aceste fundații și organizații pentru a-și finanța activitatea. De 6 ani, Swimathon reunește oameni ca tine într-o competiție de not care aprinde spiritul altruismului. Swimathon Iași este un eveniment organizat pe platforma unui concurs de not care oferă tuturor eșenilor oportunitatea de a se implica în comunitatea din care fac parte. Evenimentul este organizat de Fundația Comunitară, iar astăzi vom discuta și noi despre acest subiect și despre alte evenimente ale fundației. Împreună cu invitatul meu este vorba despre Alexandra Toma, fundraiser în cadrul Fundației Comunitare Iași. Mulțumesc foarte mult pentru prezență! Mulțumim frumos pentru invitație! Suntem onorați să fim în acest platou alături de dumneavoastră. Swimathon este un eveniment deja de tradiție, este un eveniment care de altfel nu se întâmplă numai în Iași, asta înseamnă că v-ați făcut un brand la nivel național. Da. Foarte multă lume a început să înoate după ce a decis să fie concurent sau participant în cadrul unui astfel de eveniment organizat de Fundația Comunitară. Haideți să vedem puțin și să explicăm puțin conceptul acestui eveniment. În primul rând, Swimathon-ul a apărut acum 6 ani de zile. Au fost o serie de ieșeni cu inițiativă care și-au dorit să schimbe lucrurile în comunitatea noastră. Și ce au făcut ei? Mai exact, au reușit să mobilizeze ONG-urile locale cu problemele lor și tot ce aveau ele de rezolvat. Apoi au căutat oamenii care să-și dorească să facă acest lucru. Și practic, acum suntem în perioada de înscriere a echipelor notătoare. La început se înscriu proiectele, este o perioadă de înscriere a proiectelor care se desfășoară pe aproximativ 2 luni de zile. Ulterior se continuă cu înscrierea înotătorilor și a ambasadorilor, totodată a susținătorilor. Ambasadorii și susținătorii sunt cei care își doresc să doneze pentru cauzele înscrise pe platforma Swimathon Iași. Le luăm așa puțin pe rând. Așadar, în cadrul acestui proiect sunt mai multe ONG-uri care se afiliază, da? Exact. Proiectului Swimathon. Exact. Și fiecare aduce o cauză. Precum? Haideți să dăm câteva exemple. Anul acesta sunt 26 de cauze înscrise. Multe? Da. Adică avem de unde alege. Da, da, așa este. Avem copii care au probleme de sănătate și practic se dorește mobilizarea unor fonduri pentru a le asigura, a le asigura lor diverse activități de kinetoterapie sau pentru cei care au handicap locomotor sau pentru copiii care au cancer, mobilizarea de fonduri pentru a le achiziționa citostatice, diverse substanțe necesare procesului de citostatice. Mai sunt și cazuri individuale sau personale, ca să le spun așa, tot așa, situații des care vizează. Deci cauze care sunt punctuale pentru anumite persoane, da, nu? Da, exact. Avem situația unei mame, chiar proiectul se numește Salvăm o mamă, care a fost diagnosticată acum 2 luni cu cancer și practic fiica ei își dorește foarte mult să-și salveze mama și va face tot ce stă în putință să mobilizeze fonduri în acest sens. Acestea sunt cele mai emoționale, ca să zicem așa, dintre cauze. Avem și cauze mai pozitive. Spre exemplu, Coru Angeli Junior își dorește să-și achiziționeze prin intermediul platformei de strângere de fonduri Swimathon 50 de portative pentru concertele care le susțin, practic să-și reînnoiască recuzita, ca să zic așa. Mai avem și alte proiecte de burse, atât noi, Fundația Comunitară Iași, cât și alte organizații, ONG-uri care au venit către noi, oferă burse pentru elevi cu rezultate excepționale. Ne referim aici la media 8-50-9 sau care au diverse pasiuni. Mă refer aici la matematică, biologie, chimie, chiar dans. Avem copii care sunt pasionați de dans și fac din aceasta o tradiție. Participă la concursuri naționale, internaționale și noi practic îi susținem cu o bursă anuală prin care ei își pot acoperi o parte din cheltuielile, inclusiv pentru participarea la astfel de competiții și în general pentru a-și face studiul mai ușor, pentru exact că se dotează sau își cumpără tot ce înseamnă rechizite sau alte lucruri exact necesare. Da? Exact, exact. Bun, astea sunt cauzele pe care le găsim pe platforma Swimathon Iași, iar noi, dacă suntem persoane cărora ne place notul de preferat sau îl practicăm de performanță sau nu, da, ar trebui să alegem una dintre cauzele acestea
pentru care să notăm, da? Exact. Bun, trebuie să fiu neapărat într-o echipă, adică să mai vin cu 6 persoane sau mă pot alătura unei echipe care se formează pe parcurs pentru o cauză anume? Preferabil e să fim în echipă. Este un... Deci să venim deja minim câte persoane? Se înoată 50 de minute. Iar practic în acele 50 de minute pot fi 6 persoane care își predau ștafeta. Când am obosit aproape eu... Aproape o oră trebuie să înoate, am înțeles. O da. Echipă de X persoane, da? Da, dar dacă pot fi persoane experimentate, care au o rezistență fizică mai mare, care înoată frecvent sau care practic acolo... Pot fi mai puține persoane în echipă. Noi anul acesta ne gândim să facem o oră a talentaților, Swim Talents, și din acest motiv spuneam că pot fi și 3 persoane, pentru că ei, având o experiență în activitatea fizică, altfel rezistă. Dezavantajul când sunt echipe mici este că adunăm cumva, teoretic, mai puțin bani, pentru că sunt mai puțin cei care propagă mesajul, da? Și tot cer ajutorul prietenilor și anturajului. Și asta e adevărat, dar cum știm cu toții vorba din popor, că omul sfințește locul, pot fi și puțin, dar foarte buni. Adică dacă își doresc cu adevărat să ajute și să facă un lucru bun pentru comunitate, se mobilizează, își organizează mini-evenimente interne, vând cafea în loc de... o cumpără cu un leu și o vând cu 10 pentru cauza lor sau fac diverse... Dar să menționăm faptul că, practic, această strângere de fonduri începe înainte de evenimentul în sine, care va avea loc pe ce dată este anul acesta? Este la sfârșitul lunii iunie, pe data de 30... Într-o sâmbătă, nu? E într-o sâmbătă, într-o da. Sâmbătă. Da, e într-o sâmbătă. Bun, deci înainte de a se întâmpla efectiv evenimentul, când și acolo sunt niște sume care se colectează în funcție de numărul de ture pe care îl fac notătorii, cei care s-au înscris pe platformă pot deja, cu echipa pe care o pot denumi într-un anumit fel, se mobilizează cu toții împreună, pot crea diverse evenimente și ați făcut câteva sugestii, adică și dumneavoastră ați menționat un pic mai devreme. Da, da, da. Exact. Comerț cu cafele mai ieftine, să le vând un pic mai scumpe, nu știu, seara de film ați da, exact, ați gândit. Sau prăjiturile care sunt la foarte mare căutare și în toate companiile partenere tot timpul au prins, ca să spun așa. Cineva binevoitor face prăjituri și le comercializează, iar bănuții care îi strânge merg către cauza în care ei cred cu adevărat. Bun, și pe data de 30 iunie, după ce s-au antrenat intens pentru această competiție, începe efectiv evenimentul în sine, când la ștrandul municipal, nu? Se da, la ștrandul municipal, dimineața la ora 9, vrem să dăm startul primelor persoane entuziaste care își doresc să fie anul acesta acolo. Ulterior, până în ora 2, până în 3, cred că 6 ore, în fiecare oră avem câte o caracteristică, ca să spun așa. Prima oră este cea de IT. De la 9 la 10... Adică oameni din domeniul IT-ului exact. Sunt cei care. I-ați spus dimineața, da? Da. Ei știți matinali? Unii, da. Depinde fiecare cum... Cu ritmul propriu, da. E obișnuit, da. Apoi de la 10 sunt ONG-urile. Practic, fiecare persoană din ONG care vine către noi poate să înnoate pentru cauza sa și își aduce la rândul său susținătorii. Dacă sunt chiar și copii care vin fie că fac parte din proiecte din acele fonduri de burse, fie că doresc să fie parte al evenimentului propriu zis, ei sunt acolo să anime atmosfera și să se bucure de entuziasm. Dar întotdeauna au fost copii, din câte am văzut eu la Swimathon, la orice ediție s-au nimerit și câțiva copii gălăgioși prin jurul bazinului care să facă galerie. Exact, exact. Bun, așa, și aveți pe ore câte? Da, asta înseamnă 6. Câte? 6 ore, da? Da, noi așa ne dorim să ajungem la 6 ore, să avem participanți suficienți pentru tot acest interval. Solicitări sunt, nu putem spune că tocmai asta e, că e o provocare aici în a-i așeza în intervalul orar potrivit. Așa cum spuneam, este de la 9 ora de IT, din nou de la 11 mai este o oră de IT. Pentru și... cei mai somnoroși, ca să trezesc un pic mai târziu, da? Exact, de la 11 la 12, apoi de la 12 la 1 e swim color, am numit-o noi. E colorată pentru că sunt din diverse industrii. Anul acesta avem surprize frumoase,
plăcute, adică atât din partea de catering, mâncare, avem echipe care vor să noate pentru diverse cauze. Dacă intrați pe site-ul swimathon.fundațiacomunitarăiași.ro, puteți vedea exact și ce echipe sunt deja înscrise. Și să menționăm faptul că încă se pot face înscrieri, adică da, găsim secțiunea acolo de echipe, înscriere echipă, unde poți să-ți selectezi cauza și să-ți faci o echipă și să te, încă să te mai înscrii. Eu vreau să știu ce se întâmplă dacă vreau să donez bani fără neapărat să fiu coleg cu un notător sau fără să vin la eveniment. Adică e vreo posibilitate de a face donații înainte de eveniment? Bineînțeles, pe acea platformă eu mă pot înscrie ca susținător sau ambasador. Ambasadorii, în general, sunt cei care mobilizează și alți oameni. Dar dacă eu vreau să fac... Dar ambasadorii alegeți dumneavoastră sau...? Sunt persoane care cred foarte mult în acea cauză. Nu îi alegem noi neapărat, vin ei către noi sau vin ei către ONG-urile care le... le invită la eveniment și ei practic fac multă zarvă, fac valuri, că noi așa ne place să spunem despre swimathon, fac valuri în jurul cauzei și ajung să atragă și alți oameni care să creadă în, în acel scop. Pentru că e foarte important, odată ce vii și te implici la acest eveniment, să crezi cu adevărat în acele cauze, să crezi că există și soluții și să vezi cu adevărat că s-au schimbat lucrurile în sens pozitiv ca urmare a energiei pe care tu ai alocat-o acelor acțiuni. Pentru că e vorba, într-adevăr, de o donație, dar în spatele acelei donații, dacă noi ajungem să transmitem către prieteni apropiați pe Facebook și pe celelalte canale de comunicare mesajul corect, cu siguranță vor veni și oamenii să susțină cauzele respective. Știu că swimathonul este, cred că, unul dintre proiectele cele mai mari, mai sunt altele, o să discutăm despre ele, și că la un moment dat ați bătut niște recorduri pe sumele colectate pentru anumite ediții, adică sunteți la concurență cu Clujul, cu Bucureștiul, deși se vorbește despre Iași ca fiind un oraș mai mic, mai de provincie, sumele care se strâng prin acest eveniment, se colectează, sunt foarte importante, adică chiar este unul dintre evenimentele care trage tare, cântărește tare la adunarea de fonduri pentru Fundația Comunitară. Da, este într-adevăr vorba despre ONG-uri, organizații non-guvernamentale, care au nevoie și, practic, prin swimathon, li se dă șansa de a-și rezolva nevoia pe care o au. Și în funcție de implicarea lor, ajung să își vadă visul împlinit. Deci este și acest canal de propagare prin intermediul ONG-urilor partenere care vă ajută foarte mult. Exact. Și ele, e un raport win-win, dacă pot să-i spun așa, pentru că și ele, la rândul lor, au posibilitatea de a prinde notorietate prin intermediul evenimentului, de a strânge fonduri canalizat pe un anumit proiect, pentru că știm cu toții, noi ONG-uri sunt mai multe proiecte în desfășurare în același timp și practic un astfel de eveniment te ajută să-ți canalizezi întreaga energie pentru o anumită cauză sau pentru profilul tău, și totodată noi avem parteneri în mai multe zone, atât în industria IT outsourcing, cât și pe partea media, și ajung și ei să fie la rândul lor promovați. Da, simplu faptul că intre pe site și vezi toate proiectele și ONG-urile care le dezvoltă sau care le susțin, este deja un pas pentru a te informa despre un ONG și pentru a te promova. Vreau să menționez din comunicatul vostru de presă că în cele 6 ediții swimathon ați avut aproape 1300 de notători până în acest moment înscrise în echipele participante pentru 117 cauze și ați mobilizat 730.000 de lei până în prezent. Da. O sumă pe care sper să o depășiți. Bine, asta este suma totală pe cei 6 ani de până în acest moment. Exact. La final vom trage linia și o să vă spunem care a fost suma care s-a mobilizat. Oricum e transparent, absolut totul este transparent și pe site, când intrăm pe swimathon, vedem exact suma care s-a mobilizat până în acest moment. Deci e live, e în timp real suma care se donează în fiecare moment în parte. Deci efectiv cu cardul sau exact, online poți face o donație fără neapărat, dacă te regăsești sau empatizezi cu o cauză anume, nu neapărat să vii pe 30 iunie la strandul municipal, poți efectiv să faci donații. Exact. Bun, încă se mai pot face înscrieri pentru notători până pe 24 iunie, da? Cu da, o săptămână înainte de eveniment. Exact.
Până atunci, noi mai suntem în continuare în perioada de căutare, ca să spun așa, echipelor înotătoare și a doritorilor, care unii dintre ei au venit natural către noi, fără să fie necesar să le spunem a doua oară, pentru că evenimentul are o anumită notorietate pe plan local și național. Așa cum spuneați mai devreme, Cluj, București au deja evenimentul de ani de zile, este sigur cunoscut. Fundațiile București atrage foarte mult și nume importante, ambasador și cu notorietate. Nu aș spune că sunt mai buni sau mai puțin buni alții, dar și ambasadori anonimi, oameni de obișnuiți, dar da, și ambasador cu, mă rog, cu nume, să spunem, prin capitală pe acolo, da, așa pe este, care i-ați mobilizat. Așa este. Ne dorim și în Iași să ajungem în acel punct. Încet, bine, încet, să avem și vedetele care să fie. Bun, eu știu că ăsta este un eveniment important, mai ales că a căpătat deja un pic de tradiție. La fel de important este un eveniment pe care chiar dumneavoastră îl coordonați, sunteți, să spunem, managerul de proiect la Cross pentru școli. S-a întâmplat deja în această primăvară. Poate facem o scurtă trecere și prin ce reprezintă acest eveniment și cu ce rezultate anul acesta. Da, anul acesta am avut un an diferit, ca să spun așa. Nu poate fi comparabil cu niciunul de până acum, pentru că am avut o creștere considerabilă a implicării sociale. Am avut o participare de 3760 de persoane în ziua evenimentului pe stadion. 36 nu de vă așteptați la atât de mulți? Nu. A fost pentru noi, într-adevăr, o bucurie să vedem atâția oameni care își doresc să facă fapte bune, pentru că despre asta este vorba. Toți oamenii care vin, fie că aleargă, fie că susțin, fie că sunt acolo doar să facă galerie, cu toții se gândesc că fac un bine, un lucru bun. Atât pentru... Dar participarea aceasta s-a regăsit? Adică cu cât erau mai mulți, cu atât câștigați dumneavoastră mai bine? E vreo legătură între numărul de participanți și colectarea de fonduri? Atâta timp cât au fost și 36 de proiecte care fiecare la rândul său își mobilizează fondurile necesare pentru a prinde viață, putem spune că există o legătură între numărul de participanți și această sumă, dar totodată pot fi participanți din diverse alte locuri, chiar dacă nu vin direct din școli sau din instituțiile care au avut proiect înscris, ei pot fi acolo prezenți să facă galerie, să vadă ce este evenimentul, ce înseamnă evenimentul și să-i simtă entuziasmul și vibrația aceea foarte bună a dimineții, pentru că a început dimineața la 10, bine, la 9 copilașii au început să vină la stadion și s-a încheiat la 3. Pe la 20 și ceva deja... Ați avut o zi, sper că răcoroasă, nu foarte fierbinte, da? Sau a fost cald? A fost cald, da? A fost pe copou umbra de la tei care ne-a ajutat să trecem mai ușor peste căldură. Bun. Sumele colectate sau acolo nu aveți un centralizator? Ba, să da, spunem, bineînțeles. Da? Toate proiectele sunt înregistrate pe site și avem totalul de 200.000 de roni care a fost atins în acest moment, din toate cele 36 de proiecte în acest an. E un record pentru față de edițiile? Da? Este un record. Dar asta ce e? Un semnal că e comunitatea mai implicată decât, sau tot mai implicată și mai empatică cu cauzele sociale? Așa este. Ce putem să vă spunem de la frații noștri, ca să numesc așa, Fundația Comunitară, poate știți, poate nu, are sedii în 16 orașe din țară. Există 16 orașe care au fundații comunitare. Mare. Da. Fiecare funcționează autonom. Dar multe din proiectele noastre sunt regăsite și la Cluj, respectiv București, Sibiu sau alte orașe. Sunt unele locații care au cumva un an înaintea noastră și spun că de la an la an au o implicare din ce în ce mai mare. Oamenii își doresc, vor să facă acest lucru, iar noi le oferim cadrul necesar să se exprime și să miște lucrurile în direcția pozitivă. Tocmai de asta și noi avem încredere că ceea ce facem e din ce în ce mai bine de la an la an. Sau avem și noi șansa să învățăm lucruri, e foarte adevărat, pentru că nu putem să le știm pe toate și mai ales cu cât creștem, cu atât apar și alte detalii care
înainte nu existau, ca să spun așa. Da, cu cât e dimensiunea un eveniment mai mare, cu atât e și provocarea de a-l gestiona bine mai mare. Da. Bun, o să vorbim puțin și despre care e profilul celor care se implică în astfel de cauze sociale. Câte vreme aveți un segment dedicat special IT-ului, mă gândesc că foarte mulți oameni din corporații încerc să-și găsească un sens, inclusiv atașându-se, să spunem, de astfel de cauze pe care dumneavoastră le gestionați. Și o să fie și o surpriză, o să vedeți că Fundația Comunitară nu doar cere bani de la comunitate, ci și oferă prin niște fonduri pe care le are la dispoziție cu ajutorul unor finanțatori. Discutăm și noi toate aceste detalii după o foarte scurtă pauză.